Cu ce pic să scriu oare aici? Cu asta. Am primit un nou mesaj de la Instagram. Aoleu, am primit o nouă provocare. Abonații de pe Instagram vor ca Ben să-mi controleze viața. Uh-oh. Iar prima întrebare este de la Bogdan. Ia să vedem ce spune Ben. Ai cumva vreo cameră în tine cu care spionezi copiii? Yes. Oh my god, deci este adevărat. Ben spionează. Stați că mai am o întrebare. Ben, dacă tu ne spionezi, este adevărat că în ultimul video am cântat? Hai, nu mai râde, spune, am cântat sau nu? Nu. Da, e clar, deci Ben nu ne spionează. Ești tu micinos? Da, e micinos, că nu a vrut să răspundă. Ben, ne mai face mama frat sau suror? Dar eu sunt frumoasă? Ben, tu chiar vorbești serios? Erica, dar ce face aici tata? Vorbesc cu Ben. Cum adică vorbești cu Ben? Tu da, e o aplicație pe telefon. Unde ai mai văzut așa ceva? Uite, fii atent. Ia să văd. Ben, o să ne mai facă mama frat sau suror? Eu nu știu ce vede el. Nu. Adică el chiar știe orice răspuns? Da, pentru că el este un cățel inteligent. Nu e așa, Ben? Ben, nu e așa că ești inteligent? Yes. Ben, stai. Mă duc să vă prosoare pe și mă întorc, deja îmi place aplicația asta. Stai o secundă. Ben, este adevărat că vrei să-i pun spumă pe față Ierica-i? Hai, Ben, spune. Nu vrei. Am înțeles, yes. Deci nu vrea să-i pus. Mersi, Ben, ești cel mai drăguț. Da, ține că nu, ăsta nu ține cu mine, nu știu ce fel de aplicație este. Ia, spune. Să-i pune. Pune întrebare. Ben, poate tata ca mine să-mi ia tot ce-mi doresc? Iată-mi face, Ben. Trebuie Ierica să meargă să facă curat în baie, să spele WC-ul. No! Deci, Ierica, du-te și spală WC-ul. Hai, puci și spală WC-ul. Tata, dar nu e corect, abonații nu mi-au dat provocarea asta. Și ce-mi pasă mie că nu ți-a dat abonații provocarea asta? Ți-am dat-o eu, care-i problema? Dar ce fac acolo curat? Știi? Normal că știu, că tu e așa de greu să spălăm WC-ul. Normal, să pui soluții e ușor, dar mâna pe perii știi să o pui? Adică asta? Da, exact aia. Aia se cheamă perii pentru spălat WC-ul. Așa? Pune mâna și freacă acolo. Oameni, băi, Erica, dă un pic. Nu știi, dă-te la o parte. Deci, fii atentă. Iei perea frumos, bagi așa pe aici, pe dedesubt. Aici la fel. Bagi în apă și freci. Și aici la fel, uite așa. Da, așa se face. Uite așa. Cine spală WC-ul? Eu sau tata? Cine ți-mi spală WC-ul dacă nu faci mișto de mine? Uite, deci eu vreau să o învăț și ea uite ce-mi face. Ben a zis să speli WC-ul, Ierica. Ți-am arătat, spală WC-ul. Gata. De ce? Ierica, dar ce faci aici? Păi spăl WC-ul. Dar ce-ți veni să speli WC-ul? Ah, păi nu știi? Vino cu mine, hai să-ți arăt și ție. Stai. Tu te-și te spală pe mâini mai întâi. Eu mă spăl, mamă. Dar ai grijă, Ben a adus și pe bichini o provocare. Ce ai spus acolo? Ce, Ben? Hai să-ți arăt, mamă. Hai să-mi arăt. Fii atentă, mamă. Avem niște provocări de la volați și nu trebuie să le refuzi. Sunt în legătură cu Ben. Aoleu, iar din partea abonaților? Da, deci fii atentă.
Ben, vrei ca mama să se uite pe cap? Yes. Tine vezi te zici să te uiți pe cap? Păi da. Nu. Ben a spus, abonați au întrebat, Ben a dechis. Deci, și adică eu trebuie să mă spăl sau să mă ud? Să te uiți pe cap, da. Bine atunci, hai că mă duc să mă ud. Hai să vedem cum se udă mama. Ia să dăm drumul la apă. 3, 2, 1. Ah, că stăți așa. Dar nu am spus cât de tare trebuie să mă ud. Gata! Am îndeplinit provocarea! Dar m-am udat? Uite, mama, că eu nu văd nimic. Cum nu vezi? Ia uite! Asta se cheamă că ți-ai udat părul. Nu mi-ai spus cât de tare trebuie să mă ud, așa că mi-am udat părul. Oh, am înțeles. N-ai vrut să te uzi pe tot capul. Nu-i vorba că nu am vrut, dar dacă am putut să evit, am evitat. Data viitoare abonați să fie mai expliciți. Bine, hai că mai avem și alte provocări. Hai să vedem. Ah, fetelor, ați venit? Haideți că am o nouă provocare. Fiți atente. Ben, vrei ca Odine să meargă să facă dezordine în hainele lui mami? Au, nu pot să cred. Odine, hai tata. Asta urăsc. Nu vreau. Tati, eu știu că nu vrei să faci dezordine, dar problema este că abonații au spus că trebuie să facem treaba asta. Și vrei să-ți mai spun ceva? Nici lui mami nu-i convine treaba asta. Voi vorbiți serios? Să faceți dezordine la mine în dulap? Mama, din păcate, asta au cerut abonații. Nu vrem noi, așa că, Odine, hai, hai să mergem. Așa, aici, aici. Ia să vedem. Fă dezordine! Așa. Vine mama, vine mama, hai mai repede, vine mama, vine mama. Ei, stop, gata, pădrință, ajunge, nu puteți spune dezordine, nu trebuie să spun chiar totul din dublată. Ai îndeplinit cerința abonaților. Ești afară. Mami, trebuie să stau să împăturez toate astea din cauza abonaților. Când ia să fac eu de Ben? Ben! Doamne-l puțin pe Ben, am mare nevoie de el, ți-l dau imediat. Ben, nu ar trebui să se ducă tata să pună hainele la loc? Yes. Ei, așa-mi place de tine, Ben. Hai să-i spună tata! Tata! Hai să-ți dau o veste faină! Ce s-a întâmplat? Știi ce a spus Ben? Că trebuie să te duci și să pui hainele la loc. Așa că, te rog frumos, ascultă ce spune Ben. Hai. Adică, practic asta fac și acum. Eu fac ordine după ordine. Și acum, Ben îmi spune că trebuie să fac iarăși ordine după ordine. Eh, dar măcar bine că nu sunt multe. Ce avem? Avem un pantalon. Mai avem încă un pantalon. Bluză de pijama. Da, tu! Îți ajut părinții la făcut treaba prin casă? Îți aranjezi singur hainele în dulap? Și gata, mi-am îndeplinit misiunea. Hai să vedem care este următoarea provocare a voastră, a abonaților. Codrin, următoarea întrebare este asta. Asta e eu, pun întrebarea singur. Ben, poți să-l vorbesc pe tata cu ruși? Yes. Oh my god! Da, mame! E cea mai tare! Ei, unii telefon, unii Ben, dați-l cu aici, că am... Avem o... Ce aveți? Uite, să te confuzi cu adică, Ben? Așa am spus Ben, că eram de față. Iar trebuie să mă dați cu ruj? M-ați mai dat cu ruj acum nu știu cât timp în urmă. De ce trebuie doar eu? Probabil că abonaților le place să fie cu ruj. Ben?
Ok, accept provocarea, dar să știți că e ultima pe astăzi, nu mai vreau nicio altă provocare. Voi, în schimb, dacă aveți alte idei și alte provocări, scrieți-ne în comentarii, pentru că urmează să facem și partea a doua cu Ben ne controlează viața. Cum? Cum? Alex la jocă, n-ai cum? Nu mi-a dat la gură. Gata. Vedeți că a venit să vezi. Iau locul lui Colina și ales o altă culoare. Un roșu strident și cum ți-ar fi. Îmi imaginez, dar vouă, dacă v-a plăcut acest video, uitați să dați like și să vă abonați. Iar voi, nu uitați să lăsați comentarii pentru partea a doua. Ce întrebări aveți pentru Ben? Adică provocări, adică ați înțeles ce am făcut în episodul de astăzi. Gata, pa, pa, să dau. Ce mătruși de-a fost.